Șef Iosif, oameni buni, Iosif Ștefănescu și Scârla Mic au venit astăzi la noi. Bobul îl cheamă pe el, dar îi zice Scârlă și el nu se supără. Ai venit cu ceva gătit fără grătar. La prescripția domnului doctor, că așa mă simt și eu ca un farmacist. Acum, cu parafă, cu tot, eu gătesc ce vrea domnul doctor. Păi da, dar să spun și care a fost raționamentul. Plămânul nu prea este influențat de alimentație. Plămânul este influențat de mișcare foarte multă și de lipsa substanțelor nocive. Pe de altă parte, putem să-l protejăm, adică nu este influențat pozitiv și nu crește la loc. Plămânul acolo unde este, acolo rămâne. Dar sportul ajută. Foarte mult sportul, pentru că ne antrenăm mușchii intercostal, mușchii care ajută respirația. Dar putem să-l protejăm și atunci când facem grătar, eu înțeleg la nivel așa, faci grătar, mănânci o dată pe lună sau o dată la 200 de ani, dar nu fă zilnic, pentru că acea carne se imbibă. Mult mai sănătos este să faci o carne la cuptor. Și rămâne, poate să ne spună șef, rămâne și mai suculentă și rămâne și mai multe. Depinde. Rămâne și mai suculentă, dar eu am făcut acum două feluri carnea. Una foarte bine făcută, pe care am rupt-o franjuri și am făcut un sandwich, și una care am lăsat-o mai suculentă. Deci asta ce? Am făcut un risotto cu dovleac, pentru că domnul doctor mi-a spus să lucrez cu dovleac. Da. Și m-am gândit să fac o rețetă pe care am mai făcut-o și cu ciucă când a fost la mine în restaurant. Am făcut un risotto cu dovleac în preajma Halloween-ului, dacă ți-aduce aminte. Da. Bă, dar e foarte bun. Eu am gustat înainte și dovleacul ăsta în orez niciodată m-am gândit că poate fi așa bun. E dovleacul ăla del... Dovleacul ăla plăcintară, la tradițional. Domnul doctor la fel mi-a recomandat morcov. Da. Și eu am recomandat sparanghel. Știi că, zis că după ce ne-a povestit aici... Cam ai morcovul. Da? Păi da, cred că de-aia și dat cu morcovul înainte, ca să vadă că... Morcovul știți că este... Smerul trimitea buzdugarul înainte, domn doctor trimite morcovul. Nu, dar morcovul este foarte complet. E bun pentru vedere, este bun și pentru plămâni, pentru că îl ajută să nu se deterioreze, și pentru bronhii. Și la fel și dovlecelul. Dovlecelul este foarte bun. Tot la fel pentru că conține foarte multe minerale care sunt... bune pentru bronhie. Adică noi putem cumva să întinerim bronhia dacă ne dorim, dacă avem o alimentație foarte sănătoasă, dar și cu sport. Și carnea, care nu e făcută la grătar... Nu este făcută la grătar. Arată, doctor. Da. Este făcută la cuptor. Am gătit-o la o temperatură joasă, mai multe ore, și iată cât de gemoasă e. Uite. În care nu am scos-o acum din... Să nu spui că se întâmplă asta la grătar. Nu rămâne așa ceva niciodată în grătar. Dacă știi să faci grătarul, mai rămâne. Scuză-mă pe mine, șef. Da. Da, într-adevăr, bine, contează și acolo. Doar că știu sigur că nu este imbibată cu gudron, cu benzipiren, cu hidrocarbură. Adică este o carne care a fiert în sucul propriu. Deci ăsta este orez fiert, da? Nu este orez, este risotto. Risotto este un prepară, un orez italienesc, care se prepară, se trage ceapa ușor înainte, după aia se pune orezul în unt, se stinge cu vin, se lasă să se reducă și după aceea se pune treptat supa. Și eu am făcut asta cu dovleac. Este un preparat foarte versatil și foarte... renumit în Italia, deci, și practic, nu numai. Practic, asta este o mâncare, după sfatul și după recomandarea medicului, da? Da. Dar nu este mâncare de spital. Absolut deloc. Nu știu ce să zic, nu este mâncare, sigur nu e mâncare de spital, în spital e tragedie. Am acompaniat acest preparat cu, dă-mi și mie asta, te rog frumos, și uite. Cu ciuperci. Nu. Ăla nu e sos de ciuperci ăsta? Nu, este un sos de piper verde. Eu ți-am zis piper, că acum nu mai știu, nu cred că ți-am zis eu. Ți-am zis nu mi-ai zis nu, piper, dar am simțit și eu nevoia. Bravo, mai... Corect, da. Nu mă gândeam ce să zic la piper. Acum... Da. Pe șef Iosif, foarte light, foarte light este sosul. Pe șef Iosif, dacă vă înscrieți la preselecțiile pentru MasterChef, puteți să-l găsiți acolo, tăind și spânzurând în culise. Cătălin, te pup, oprișanul nostru drag! Prea mare să trăiesc! Vino aici, te rog frumos! Am venit după mirosul vino de ceapă. Vino un pic, vino puțin da, aici! Stai că lasă astea Cătălin aici! Cătălin Oprișan, vino ia puțin aici! Ia uite, bă, nici n-a venit omul, bine! Vreau să stai la masa mea! Să rămână bine, Vag! Ia, tu, Doamne, existi! Aici, vino aici! Stai la masa mea! Salut, incredibil, bă, băiatule! Stai la masa mea, Cătăline! La masa mea cea mică! Ia uite, bă! Deci vreau să-mi spui doar așa. Istoria micului mi-a povestit-o, dar istoria sparanghelului, o știi? Da. Sau al risotto? Da. Am mâncat sparanghel o lună de zile la poporul spaniol, frate și prieten. Da. M-am dus acolo și au o lună de zile în țara bacilor, în 1993, într-un schimb de experiență. Mi-a dat numai din ăsta. Eu am crezut că e praz. N-am mâncat în viața mea. Am luat, am gustat. O lună de zile m-a ținut numai... sparanghel. Aici ce ai pus? Ai tăiat o felie de pâine și am ai pus? Am tăiat eu o ciabata, pe care am făcut-o, am uns-o cu maioneză cu usturoi, peste care pun salata iceberg. Doctor, ai ceva de zis? Nu, a zis de mici ceva, că eu am zis ceva de rău de mici. Nu, n-am zis de mici. Dacă se poate, șef, să luăm salata de aici? Că ne face rău, simt ca babețeala, a venit și pe scări, a urcat un pic. Nutriționistul tău m-a sunat și m-a certat că ai făcut abuz atunci de 1 mai.
Rezistăm, rezistăm. Tu ai fumat vreodată? Nu. N-ai fumat niciodată? Nu. Dar oricum la câți mici ai mâncat, da. Aici avem un pulled pork, o ceafă de porc care a fost ținută foarte mult timp la cuptor până s-a... Prințule, mai găsim o farfurie acolo goală? Okay, pentru tine. Este. Nu cu salată. Pe pat de salată face rău, mă termin. Facem una și fără salată. Fără salată. Uite acum, avem una. Parcă am știut. Mamă, dar a venit după miros, pe cuvântul meu, Greta. La fără un sfert trebuia. Asta înseamnă să fii mafiot. Mi-ai zis să vii la fără un sfert? La fără un sfert am venit. Asta înseamnă să vii după miros. Miroase ceapă sau ce ați făcut voi aici? Tocmai de împarcare. Am pus un pic de ceapă, un pic de ceapă. Domnul doctor mi-a recomandat. Asta este meniu făcut de la recomandarea doctorului. Da, dar nu pus paranghi. Lasă să fim sănătoși. E foarte bun, domn doctor, bravo. Mâncați rețeta, stai un pic. Mâncați-l dumneavoastră. Dă-mă niște cartofi cu cărniță. Mai, capul meu. Eu știu, mă, în fiecare zi când un pic așa. Domn doctor, eu deci eu spun câțiva termeni și spui dacă ești familiarizat cu ei. Gata? Steatoză hepatică. Grad 3 am. Bravo. Cum? Hipertensiune arterială. 17 cu 9. Corect, de stadiul 2. Da. Dislipidemie. Colesterolul mare. Colesterolul n-a fost niciodată verde, numai roșu. Bun, și toleranța alterată la glucoză. Asta n-am prins. Se numește sindrom metabolic. Deci trebuie să... mâncăm! Slăbim! Nu! Să mâncăm cât mai put... Mai... Caramelul ăsta ce e, tata? Bine. Zic că e disparanghel, te rog eu. Nu e nici vina mea, e vina ta, să știi. Și a Gretei și a celor care organizați aceasta. Eu de fiecare dată când vin de luni până astăzi am găsit ori nutriționist, înainte abia ori medic. Nu se poate să ne așezăm un picuț chiar să vin după ei. De ce? Domnul doctor așa, ieri a fost doamna Micaela care m-a certat că azi așa. Și lunea când vin, e un semn, nu e niciun semn. Dă-mă o farfurie goală, nu mai ai. Uite, acum vine, acum, aia nu e a ta, asta e ea. Bun, deci, pâinea asta, nu e bună, să știi. Ăsta este, practic, meniul recomandat de șef Iosif. Iată-l, foarte frumos, iar acolo un sandwich făcut ca la carte. Șef, ar trebui să pui și tu rețetele astea la tine pe deci Instagram. Așa ai ajuns de șmecher că vine un doctor, spune ce să gătească și șeful gătește? Bravo, păi fiecare miercuri. Hai, bravo. Nivel. Lasă că mut ziua de acum, nu mai viu lung, Greta. Bravo, uite oamenii care... Nu, dar poate să vină șeful și lunea și miercuri. Bravo, bravo, ce faci șef luni? Și luni la recomandarea ta, nu știu, îmi dai telefon și spui cam ce ai vrea să mănânci. Da, și vedem să facem un meniu. Asta e al lui prietenul nostru. Adă-mă și mie farfurie. Nu, că-i pâine multă. Nu, e că se dă pâinea. Pâinea multă e problema. Asta mă deranjează, da. Ultima problemă de acolo e pâinea. Ții, stai mă când fac eu. Voi vorbiți că eu poate v-am deranjat. Șef, cam asta este recomandarea ta, da? Așa, mă. Da, bravo. Să înainte de toate am făcut și desert. Asta este un pic, da. Da, bă, și dacă știam, voi nu veneam mai de... Asta ce deserte? Avem un orez cu lapte de capră. Nu-i colivă asta. Nu, orez cu lapte de capră. Și ciocolată neagră. Cu ananas. Ia uite, bă, băiat. Ce ai prins-o din prima? Am încă rost de mâncare, ai de bunii la cap. Stai, că nu e gata. Asta e, să rămână. Doamne, șef. Doamne, ajută. Cu ananas caramelizat frumos, cu miere. Stai un pic să-ți prins pentru cei de acasă. Deci aici ce e? Orez cu lapte de capră. Orez cu lapte de capră și ciocolată. Ciocolată, de asta e culoarea asta. Și ai pus ananasul pe care l-ai tras în tigaie. Da. Cu un pic de scorțișoară și vom pune și niște căpșuni. Asta nu mi le-a recomandat domnul doctor, dar sunt sezon mai și n-am putut să trec până zile. Căpșuni. Căpșuni. Căpșuni foarte bune. Dar noastră ce mâncați domn doctor așa în viața de zi cu zi? Păi, dar nu știi, dar nu știi vorba aia, faci iar, bă, ce zice, popa, nu ce face? Păi, dar doctorii au învățat, au inventat-o, să știi. Nu mai o secundă, dacă se poate, pentru Cătălin Oprișan. Aș vrea să vedeți ce porție și-a făcut Oprișan. Nu e pentru mine, Bobo mi-a făcut. De ce mă bagi în gura lui? Și-a pus carne de asta franjurată, cu carne tăiată și cu niște cartofi la mijloc. De ce ăla? Demisia ficată. Bine, mă, o să pun că medicul și puțină salată. Dă-i un praf de sos. Dă-i un praf de sos. Ia uite, bă, și dacă știa, păi nu venea de la 3? Când ați început treaba asta? Noi de la 2 suntem aici. Muzica arată totul cum trebuie, da? E perfect. Da. Perfect. Acum ce facem? Acum ne apucăm de mâncat, dar vreau să le spunem celor de acasă că o avem pe colega noastră, Gabriela, care, atenție mare, după publicitate, trebuie să vă arătăm ce a făcut după publicitate, de ce a făcut Gabriela. Alo, după publicitate. După publicitate, Gabriela. Publicitatea lungă să fie, ca să mâncăm multă publicitate. Cât aveți? O știți pe Gabriela, care venea cu cozonaci aceia în fiecare zi făcuți diferit și reinterpretați. De data asta, în fiecare miercuri, încearcă să vină cu câte un desert. Ca să-l vezi tu șef, înțelegi? Tremură ca piftia să nebunesc, nu? Tremură ca piftia, ia mișcă. Haide,
Haideți să vedem după publicitate ca să-l tăiem, să-l analizăm, să nu întrerupem momentul acesta artistic înainte de a începe. Dar mai aveam o mică discuție aici cu prietenii noștri, Cătălin Oprișan, care stă la masa noastră înainte de meciul care urmează, dintre acești doi domni care vor trebui să ajungă unul dintre ei la Euro, dacă este foarte priceput și foarte, cum să zic, pregătit astăzi, da? Eu stau mult în picioare și să nu vină rău, Doamne ferește. Perfect. Mulțumesc. Ați rămas aici. Facem în felul următor. Da. Oameni buni, Gabi, în fiecare zi de miercuri vine și ne arată cât de talentată e. Gabi, te rog frumos să-ți iei prăjitura pe care ne-ai adus-o astăzi, da, să vii puțin aici, pentru că, iată, cum să spunem, studioul nostru este modular, ciucă, și practic acest pupitru care îl folosește Oprișan pentru Euro, vreau să vii aici, da, și să stai să-ți prezinți marfa. Aia, să nu te miști. Exact, deci pune aici, 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 da? Stă? Hai, vreau să fim, ferește să faceți ceva. Te rog, îl țin eu, te rog frumos, tu prezintă ce ai de prezentat. Dragilor, sper că v-a fost dor de mine. Fără probleme. Știți că de fiecare dată vin cu invenții și cu tot felul de lucruri bune. E foarte creativă, țineți minte la cozonacul de aur, în fiecare zi a venit cu câte un cozonac. De data aceasta vă prezint o tartă transparentă. În interior are un jeleu de lămâie. Pe deasupra este glazurată cu o cremă de brânză și lapte condensat. Asta e invenția ta? Da. Cu fructe, bineînțeles, biscuiți digestivi, să nu vi se facă rău. Te rog frumos, da. Ia puțin farfurile și hai să te îngabi, să e vedem despre ce este vorba. E complicat aici, dar o să... Pe Gabriela Marino găsiți oameni buni, cu siguranță pe Instagram, și putem să tem farfuriile, porțiile, să vedem despre ce este vorba, dragă Gabi. Da. Rețeta e în felul următor. Rămâne secretă pentru că e munca ei și nu vrea să o împărtășească. Mi-ar fi trebuit un încălzitor, dar o să... Nu vă supărați, încălzitor, nu? Încălzitor, nu, chiar te rugăm. Așa. Ok, perfect. Merge. Punem o bucățică din asta aici. Haide, coleguța noastră, deci, băi, și cât de pricepută e? Eu nu înțeleg de ce te-ai mai apucat de televiziune când poți să stai să faci rețete și să faci lucruri senzaționale. Ia să vedem. Nu? Ia uite aici, vedem. Nu te ajută asta? Mm-mm. Deci asta este o tartă. Dar să știți că... Mamă, transparentă, ești nebun? Da, dacă stăteam mai mult la frigider... Ar fi fost și mai bine. Stai, trebuie să delibereze. Alo! Da, stai un pic, da, uite. Uite-te cum e transparentă și are ochișorii ăștia aici. Ajută-mă cu asta, că asta o să mă încurce. Uite. Ia uite-te aici, măi, transparentă. Șef, ești primul care gust. Dă din mână în mână până la șef, da. Iosif. Până la taxatoare. Mamă, deci asta este o tartă. Stai un pic, Gabriela. Stai să o arătăm așa pentru cei de acasă. E o tartă transparentă făcută de tine, nu? Da. Șef, ce zici de treaba asta? Ce mi-ai dat mie părbă ăsta, bă, cocul ăsta? Mi-ai dat cuibul ăsta mie părbă? Aici a plecat cucul din el, dă-mă ce mă de sănă. Ia, uite-te, bă. Asta mi-a picat mie? Da, ca să vezi că nu-s invidios. Ia, uite-te aici. Mitra. Prinde piftia. Sunt aici. Mi-a nu-i piftia asta? Nu este piftia, este un jeleu. Doamne, dar ce interesant arată. Arată bine, dar uite, uite, uitați, uitați-o în secțiunea așa, trebuie să... Trebuie să mâncăm, trebuie să gustăm și noi, colegul. Mai aproape puțin. Deci, oameni buni, colega noastră, Gabriela Marino, găsiți pe Instagram. Doamne ajută. Vreau să spui, șef, cum e, sincer. Trei șorți. Trei șorțuri? Nu trei cuțite. Suntem un pic de busolați, adică nu mai înțelegem. Ne dăm un pic lingurița să gustăm și noi. Gabi, să nu te oprești din ce faci. Dacă simți că ai talent, nu te opri niciodată. Ma. Să vii și mâine, că mine vine Oprișan. E foarte bună. Încă o săptămână, nu numai și mâine. Ma. Deci cum e? Băi, băiatule, calitate mare. E bună, degeaba zici. E, mă bucur că e foarte gustat. Cât timp ți-a luat să o faci? Băi, neagă ăsta de aici. Vreo 3 ore, să zic așa. 3 ore? Da. Pentru că e prima dată. Fiind prima dată, trebuie să te gândești puțin. Da, domnul doctor, prima oară a mai puțin. Perfect. Fetelor, să vă servim și voi. Pe voi, Alexandra Go, colega noastră, și Francesca, oameni buni. Îți mulțumim mult de tot, doar să iei să nu dau puțin. Okay. Nu că s-a trebuit să refolosim. Dar de ce nu-l lași acolo? Lasă-l acolo. Mai e câte o linguriță? Lasă-l aici. Nu, că nu, n-am încredere. N-are încredere. Înghiți domnul Oprișan, domnul Oprișan, să înghițiți când mi-este caz. Da, da, da. Când ai fost ultima dată la doctor? Ieri. Mai treceați. Bun, gata. Rămâneți frumos acolo, mâncați. Ziceți boda proste pentru ziua de azi. E bună. Așa, închide-te, Cătăline. Doamne ajută să fie bine și să fie privit. Doamne ajută. Bun.